Vă salut! Bună ziua! Bună să vă fie inima! De altfel și domnul Ion Buliga din Scoreni, raionul Strășeni, așa m-a salutat și zic, nu, asta trebuia să fie introducerea mea. Suntem aici într-un lan de viță de vie, o plantație enormă, frumoasă, încă tânără, da? Tineri sunt strugurii. Anul 4 plantația, dar roada e tare bună pentru anul ăsta. Trebuie să convinge singur, bobița e că e calibru mediu, dar e sănătoasă, e perfect sănătoasă și pentru vârsta ei s-a făcut pământ tare, tare bună. Tare mulțumit, sezonă tare bună. Da, dacă nu-i prea mult, știți cum, eu am luat un coș așa mai mic să par modestă. Nu, puteți să-l împreți fără... Da? Să-l umplu. Că avem roadă, cât aveți în acest an? Dacă puteți așa să estimați, cu aproximație. 10-12 tone la hectar, de anul 4 e tare bun. Dar e matură, că tare vieță, e peste un an. Anul 5 în sus e stocată matură. Dar oricum trebuie să lași, că eu să învață rodi. Da, adică practic e tare bună ideea de a rodi, trebuie să convinge. Op, stați că sunt în spatele dumneavoastră. Hai să le spunem urmăritorilor ce facem noi aici, de ce am venit la dumneavoastră. Am venit noi în ospeție la domnul Ion Buliga pentru că e beneficiarul programului Pare 1 plus 1, un program fantastic de atragere a remitențelor în economie. Le dă oportunitatea oamenilor plecați peste hotarele țării, deci migranților, dar și rudelor acestora de gradul 1, să lanseze sau să dezvolte o afacere aici, acasă, în Republica Moldova. Asta este povestea domnului Ion, că a fost plecat mai întâi și prin Portugalia și prin Spania, ultimii 8 ani, da, din acel lung voiaj peste hotare, au fost petrecuți în Spania, ați muncit acolo, după care ați revenit. La un moment dat ați zis gata, deci după 15-16 ani în străinătate, ați zis că pâinea de acasă e cea mai bună și ați revenit. Cu ce scop ați revenit? Ultimii 8 ani, cum vă spun, am lucrat camion la internațională și baza era în Spania, dar în Europa practic am fost în toate țările, în afară de Irlanda. Și am văzut că tot așa era locul, că trebuie să mă opresc, că trece viața fără ca să-i bani să fac, de acord, dar oricum. Dar am început, am plantat vița de vie și de vada, fiindcă cunosc, în vița de vie cunosc, părinții mei au avut vie și adică de mici. M-am învățat acolo, țin toate lucrările, tot cum se face, adică și... Nu, sunt mulțumit de ceea ce fac, încă sunt curs de dezvoltare, încă nu investesc. Oricum mă bucur de durata care este, anul 4 pare bun, la anul și începând de la anul butașul să fie matur, să-l dă roată și mai bună, dar încă investesc. N-am irigare, n-am aici apă, adică să trag și irigare, trebuie depozit frigorific, tot intră în planuri. Deci deocamdată ce faceți dumneavoastră cu tot ce adunați aici? Ce faceți cu acești struguri? Vă invit să mai și vedem, să-i admirăm, sunt prea frumoși. Câte rânduri aveți aici? Rânduri sunt 45 de rânduri de 380 de metri. Dacă e să vorbim în hectare, aveți până la 5 hectare de viță de vie? 5 și 20. Și știu că acolo mai aveți și niște pruni. Da, i-am recoltat încă o lună în urmă, au fost levat tot mai matură, că au fost plantate practic odată, cu diferență de câteva luni. Dar tot a dezvoltat tare bine, am avut primul an de roadă anul ăsta, apropo, și roadă tare bună, calibru bun la prună. Știu că deja ați și vândut toate prunele. Așa de ușor ați găsit clienții, înseamnă că roada e foarte bună, de calitate. Anul ăsta nu știu, prună a fost bună la toți, numai la mine, dar sunt mulțumit de prima roadă, cum a fost și... cumpărător, tot a rămas mulțumit, adică de viitor, dar tot de viitor preconizez ca să o depozitez. Depozitez sau exportez, depinde când este posibilitatea de luat un preț mai bun, atunci e de realizat. Domnule Ion, dumneavoastră ați venit așa cu o avere bună de peste hotare. Medie, hai să zicem medie. Dar dacă îi dăm și o cifră, spunem câți bani aveți atunci? De investit, anume, în această afacere. Dacă să vorbim de tot, începând cu procuratul terenului, că tot terenul și l-am procurat și a fost cel mai complicat. Pe urmă, lucrările se fac mai ușurel. Dar au fost, adică sume în lei, spunem așa, erau de la 6 zero. Chiar. De la 6 zerouri, așa? Da, spunem așa, au fost investiții... E piste 2 milioane. Vă invit să mai facem o plimbare. Nu, nu stăm locul. Adică mi-au amortizat puțin din cheltuieli. Adică eu m-am aflat de mai târziu de programul ăsta, de Pare 1 plus 1, și
și adică corespund toate la toate cerințele lor și am profitat. Că în 2016 am început afacerea, în 2018 am intrat la acest program, am făcut niște cheltuieli de 500.000 de lei și jumătate din bani spunește că am amortizat puțin din susține. Deci a fost un ajutor, un umăr așa da, l-ați simțit, nu? Da, nu cu iar scam buzunar 250.000 de lei. Toate odată am făcut investiții, pe urmă ne-au recuperat, ne-au amortizat din cheltuieli. Dar oricum am prins bine, că tot am investit și încă investesc și tot eu roada acea bani tot încă să investesc. Am investit încă, practic, încă 2-3 ani. Așa. La ce v-au folosit acei bani? Eu am văzut lista dumneavoastră de cumpărături, tare diferă de lista mea de cumpărături. Adică am văzut și un tractor acolo, am văzut da. Pruni, ce ați mai luat? Am avut factura de material săritor la prun, adică e nu mers la un proiect și o mers la asta, factura de material săritor la prun. O mers sârma zincată, absolut tot motivul. Sârma zincată, tare bună la... adică ca suport pentru butaș. Am umesos la suport pentru la paie de buton. Am făcut singur. Adică suportul ăsta e mult mai ca ceva de lemn sau cum fac alții, dar ăsta e sănătos și cred pe mulți ani. Eu bănuiesc minimum 15 ani o trebuie. Dar totuși ceva nu înțeleg. Atâția ani asta, 15-16 ani în străinătate. Ceva a fost bun acolo, dar și ceva v-a lipsit. Ce anume? După ce v-ați întors aici acasă? A fost bun acolo, adică omul care își face munca onest și e răspătit după merit. Dar poate alții spunem așa, prieteni sau oameni care pleacă se acomodează, dar eu nu mă pot acomoda, adică nu mă pot acum, aici e pământul meu, aici am crescut, aici vreau să mă întorc și aici vreau să investesc. Și nu vă faceți bine doar familiei dumneavoastră, dar îi faceți bine și omului care vine să lucreze. Da, da, eu când am plecat... Ați oferit și locuri de muncă. Când am plecat, am fost încă în 98. Am plecat în Portugal, pentru că eram căsătorit și m-am căsătorit până în 2010. A fost. Dar am plecat în 2010 după inerție, cum spune, nu m-am căsătorit. Adică eu mai aveam, fetele erau mărișoare, dar lucram pe camion, veneam acasă la 2-3 luni, problema era că și eu am tic, veneam, nici nu mă cunoștie. Și trebuie ceva schimbări. Și dacă luam familia cu mine, acolo la Spania, la bază, oricum aș ieși, trebuie să mă aștept. Eu eram în curs 2-3 săptămâni, trebuie să-mi văd. Și diferență să mă aștept, ora aici și ora acasă. Și am mai lucrat încă 4 ani și în 2014, când am făcut așa calculele că e de ajuns și trebuie să încep ceva acasă. Dar până când ați mulțumit. Deci gata, ați pus stop pe cursele lungi. Da, da. Acum nici nu mai e nevoie. Aveți profit suficient astfel încât să aveți grijă și de familie, să mai călătoriți, eu știu ce vise mai aveți. Pentru călătorit încă e complicat, dar pentru neasigur familia, nu chiar cu mine necesar, dar adică suficient pentru familie. Și este și un surplus, dar surplusul vreau să-l investesc. Încă sunt curs de dezvoltare. Haideți să mergem. Să vă spun, dragi urmăritori, despre programul Pare 1 plus 1. Este creat din bugetul de stat, pe bani din bugetul de stat, dar subvenționat din fondurile europene prin programul Suport UE pentru localitățile rurale. Acum, dacă vreți și voi să lansați o afacere sau să vă dezvoltați afacere și nu prea vă ajung bani, sau ați simți că ați avea un impuls financiar mai bun și ar putea să se dezvolte mai repede afacerea, accesați site-ul www.odim.md, Odim fiind Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii. Vedeți care este situația acolo, depuneți, vedeți dacă sunteți eligibili, dacă puteți beneficia de un ajutor financiar și puteți să vă împliniți visul, da? Cum zicea? Eu pot să le dau și un sfat. Haideți. La persoane care vor să acceseze 1 plus 1. În primul rând, chita succesului este între așa că și trebuie să-ți placă ce ești faci. Dacă cineva a văzut că este un land de 5 hectare, au calculat că el e 500 de hectare și o grămadă de un sac de bani, se gândește la marnic. În primul rând trebuie să faci cu suflet ce ești faci. Dacă nu cunoști meseria, sfatul meu nu se atușe. Dacă cineva îi place să coacă pâine, la să investească acolo să facă o burtărie. Cuiva, dacă îi place să fac transport, să deschide firmă de taxi sau de altceva. Eu sunt legat de jii, practic de mic, cum vă spun. Părinții aveau jii și ne învățați pe noi cum se lucrează, cum se fac chestii. Și mi-a plăcut tare mult
dată sfatul meu e să facă și ei și știu afacere. Altfel zis, să pornești o afacere numai dacă te pasionează domeniul. Să nu încerci să mergi pe urmele cuiva dacă nu este drumul tău. Da, da. Și corect. Și când vezi struguri, nu-i vezi ca pe lei de 50 sau de 100. Trebuie să-i vezi ca rezultatul muncii tău și... Și aici nu pot să mă abțin. Vreau, vă rog, să spuneți că și vorbiți cu acești butași, că vorbiți cu fiecare strugure. Ei, cu struguri poate nu, dar cu butașul da, pentru că butașul e părintele strugurilor. Așa? Și e recoltat. Adică aș trebui să când vezi butașul, trebuie să tu să avem o transferență anul timp, trebuie să vezi și ce vreau și trebuie. Deci așa, nu numai timpul pe care vreau, dar să iarnă am nevoie de... Iarnă nu face, nu face atât, dar doresc să fie cu nevoie, chiar că el doar e organism viu. Și cineva dacă se gândește că el iarnă nu... Adică poate și își pisește sau... Nu, deci eu și iar n-ar nevoie de... Ca să el în hibernare, dar oricum trăiește. Și are nevoie de apă ca să supraviețuiască. Iar în trecut a fost foarte săcetoasă. Și te zi uitați, sunt, adică eu o mers, cum e ca anul 4, mă stare timp. Dacă sunt roții care nu au dat. Eu rădit, o gutura, dar aici au fost ochii care nu au mișcat. Adică puteți să ieși mai deasă. Dar e bun așa, dar oricum s-a fost iarna mai cu precipitații mai multe, era să iei mai... Dar știți ce vreau să vă întreb? Între noi fie vorba, să nu mai știe nimeni. Sunt pretențioși europenii? E greu să accesezi un program care este creat din banii europeni? Condițiile sunt foarte riguroase ca să fii eligibil, ca să poți beneficia de cel ajutor? Ai din tocmit foarte multe liste sau... Nu e așa de complicat, mă gândesc. Iată, de exemplu, pentru pare 1 plus 1, ce trebuia să faceți? Dacă îi spuneți pe scurt, dacă nu e complicat. Actele în regulă la SRL sau gospodărie țărănească, facturile în regulă, adică tot să fie comparat prin transfer și asta practic tot. Au fost acolo niște nuanțe, că trebuie să demonstrez că banii ăștia s-au dus de psihotare, adică declarație vamală. Dar vă dați seama că eu mă gândesc că el asta a rămas în urmă. Pentru că lumea îmi poartă cardul în bagaj. Eu am cardul în care Visa Electron sau Mastercard, care pot scot bani de orice colț al lumii. Și pentru și eu scot să declar la vamă. Dar și-mi serios. Ei și-o leacă a rămas în urmă. Sunteți cel mai serios, știți? Bancul celă cu transportator. Dar ce transporta el că nu mai țâmpite? Și era prins la vamă și răspundea foarte sincer la întrebări, așa și dumneavoastră. Sunteți cel mai sincer intervievat din când am avut vreme. Dacă asta e realitatea, nu are rost. Oricum, deci nu este complicat, da, să devii un beneficiar. Da, nu e complicat, da. Și mai dacă te implici cu suflet și faci tot după regulă, nu e așa complicat. Deci, încă o dată, cel mai important pas este să, atunci când aveți o afacere sau vreți să lansați o afacere, este să accesați acest site miraculos pe care l-am menționat mai devreme. Acolo sunt minunile și acolo sunt banii. Deja înțeleg eu după a doua istorie de succes aici în Moldova, odim.md. În cazul dat este secțiunea Pare. Vedeți ce scrie acolo, intrați, vedeți dacă sunteți eligibil, răspundeți la toate întrebările, urmați instrucțiunile și eu vă doresc spor, să aveți undă verde. Da? Viitorul poate fi aici acasă. Iată, mă uit la acest om împlinit și la cei ce are aici și eu înțeleg că da, noi putem să facem lucruri mari, nu doar pentru noi, dar și pentru ceilalți, pentru oamenii care lucrează cu noi în echipă. Dar la mine, adică acum, nu pot spune că încă e istorie de succes, pentru că sunt curs de dezvoltare. Când să văd... Sunteți modest. Tot frumos aranjat la irigare, depozitul frigorific cu câteva camere puse, numai să mă aștepte, dar până când încă am cheltuieli, puteți camionul să-mi transport până la camera frigorifică, care îndez camera frigorifică, asta-s cheltuieli care trebuie să dai plus valoare la poamă, adică scade din plus valoare și el. Înțeleg că acestea sunt planurile de viitor. Da, aveți nevoie de sistemul de irigare, de acel frigider. Depozit frigorific, da. Așa? Și asta atunci, ar fi cam... Atunci pot sta liniștit. Că atunci să stați cu picioarele așa pe masă, relaxat și vă uitați cum via crește singură. Nu, dacă aș vadă că nu vin, ea super și n-a să rodească. E, oricum trebuie, dacă nu vii două zile la joveză, e mult. Trebuie, practic, dacă nu fiecare zi, măcar peste o zi să te uiți și... Vorbiți serios? Serios, mai serios. Deci trebuie să te apropii și poate să mai mângâi și o frunză? Nu mai mângâi, dacă îi spală, să ajungi cu ce are nevoie. Dacă trebuie fructură, îi dai fructură. Dacă e tot normal, ieți mulțumesc că ai fost, îți vii și mâine, dar oricum... Deci voi aveți o relație cosmică. Câtă energie? Sunt îndrăjit ca să obții rezultat, trebuie să... Bun, ca la final, pot să gust eu așa pe ascuns? Eu am să mă întorc să nu mă vadă nimeni. Iată așa, hop. Foarte bună. E bună, nu se duce eu, că n-am... Așa am mâncat de altă. Of, să fug. E dulce, bun. E dulce, dulce acrișoară. E mediu, nu e mare, nu e mic, e tamaș trebuie pentru recoltat.
Eu vă mulțumesc și vă doresc spor. Vă mulțumesc că ați acceptat să venim aici pe capul dumneavoastră să întrerupem lucrul. Se mai întâmplă, așa, nu suntem primi și nici ultimii curioși. Apropo, cum oamenii din localitate reacționează? Le place ideea că uite, se dezvoltă aici așa o afacere, că unii localnici au și un loc de muncă, vin aici la culesul roadei, la îngrijirea culturilor, adică da, da, mă gândesc că da, că nu sunt unic. Mai sunt băieți în sat care practică agricultura și toți avem practic aceleași bucurii și aceleași probleme și ne mai certăm de la muncitori că e criză, dar... E criză de muncitori? Am înțeles că nu sunt locuri de muncă în Republica Moldova. Da, eu trebuie să am 40 de femei la cules și am nici 10. Mâine, da, mâine s-am ușoare pentru că... De ce? Le-au suflat vântul. Au dat planul peste cap, ploița așa de... S-au speriat de ploaie. Nu, cu simplu cu foamă era ud, dar e când ud, nu, trebuie să o lași să nu și ud. Trebuie să fie uscat când am recolteat. Of, câte nuanțe, trebuie să stăm până poi mâine să vorbim despre toate. Eu vă mulțumesc și vă urmăritorilor că ați fost alături de noi. Sper că ați găsit sfaturi utile pentru voi. Implementați-le, treceți la treabă, foc la ghete și să trăim bine. Pa, pa!